Bună ziua și bun venit la noile voci care trebuie auzite. Eu sunt gazda dumneavoastră, Valentina Moghină, și sunt aici alături de Alexis Stoica. Da. Bună, Alexis! Bună, Valentina! Cum te simți? Cum ți-a fost ziua? Azi a fost o zi obișnuită. Astăzi n-am fost la școală. Săptămâna verde, colegii mei sunt în excursie. Am stat acasă și am lucrat la reviste, la articole pentru revista școlii. Deci a fost ceva oarecum normal. Ai spus săptămâna verde. Ce se întâmplă în săptămâna verde? Este diferită de săptămâna altfel? Săptămâna verde, spre deosebire de săptămâna altfel, cuprinde diverse activități care presupun încurajarea mișcării sau activităților în mediu, în natură. Uh-huh. De exemplu, în săptămâna verde mergem, participăm în diverse excursii, călătorim și vizităm alte locuri de la noi din oraș sau din zonă. Pur și simplu participăm la acțiuni care cuprind, cum să zic, lucruri poate pe care noi nu le-am mai văzut până acum. Uh-huh. Și săptămâna altfel e mai mult așa de nebunială. Săptămâna altfel e așa o săptămână dedicată distracției, în care, nu știu, sărbătorim poate April Fool sau depinde cum pică. În săptămâna altfel mai mult dansăm. Am avut anul trecut, îmi aduc aminte, o festivitate la noi la școală, în curtea școlii s-a desfășurat, piese de teatru și colegii mai mari au fost jurii și noi practic veneam cu diverse talente și le prezentam lor ceea ce știm să facem mai bine și a fost așa o chestie, chiar o săptămână a distracției. Săptămâna verde e mai mult educativă. Educativ și să învățăm despre mediul înconjurător. Am înțeles. Înțeles despre tine că tu ești în România de 3 ani jumătate? Da, 3 ani și un pic. Deci până acum 3 ani nu stăteai în România. Și unde stăteai? Eu am locuit și m-am născut, de fapt, în Irlanda. Acolo am și stat până la vârsta de 11 ani și un pic. Și cum a fost pentru tine schimbarea? Mă gândesc că a fost o schimbare destul de mare să vii din Irlanda aici. Știai limba? Da, eu m-am născut și sunt vorbitoare nativ de limba engleză. Într-adevăr a fost greu la început, că eu n-am știut să vorbesc limba română la nivel gramatical corect. Uh-huh. Eu vorbeam cu părinții mei uzual, nu știam așa de bine, dar a fost decizia mea să mă mut în România. Și când m-am mutat aici, a fost așa, la un moment dat, o ambiție să devin mai bună și să mă apuc de limba română și am învățat și am citit mult și a fost greu pentru că școala de acolo e mult mai diferită decât aici. De ce ai vrut să vii în România? Că ai spus că a fost decizia ta să te muți. De mic am fost învățată să vin în fiecare vacanță de vară și mai veneam de Crăciun la bunici. Mi-a plăcut foarte mult așa ideea în sine de România, mereu am avut așa cumva, eram atrasă ca un magnet de România. Nu știu cum să explic, e ceva, nu știu, n-are nicio explicație, nimeni nu-și poate, nu poate înțelege nimeni de fapt ce e așa de special România. Și, nu știu, pentru mine nu, e ca o casă pentru mine, România e așa, e țara mea. Ce frumos! Și cam cât de greu ți-a fost să înveți limba română la nivelul în care să te descurci la școală? Mă gândesc că asta a fost destul de greu. A fost la început, da, mai ales eu am venit în clasa 5-a. Uh-huh. Și am avut norocul de a merge la meditație. Am fost la o meditatoare învățătoare, Zora îi spuneam noi, și era, e foarte faină. Eu am mers doar clasa 5-a și un pic din a 6-a, ea cumva m-a luat în fiecare zi și mi-a dat așa un boost și mi-a stârnit curiozitatea de învățătură, pentru că în Irlanda nu se punea atât de mult preț pe învățat, se punea mai mult pe activități extrașcolare, pe sport, pe ideea în sine de a face ce-ți place. Și aici când am venit a fost o chestie total, cum să zic,
neobișnuită. Pentru mine, ideea în sine că am avut orar, că am avut, practic funcționam așa, oră de oră aveam ceva nou de făcut și ea m-a învățat cumva să fiu eu însumi și să învăț, să învăț, practic. Ți se pare că noi, adică sistemul de învățământ românesc are mai multe materii decât câte aveai tu în Irlanda, adică mă gândesc că e un cumul mai mare de informații din mai multe părți? Da. În Irlanda eu am făcut și clasa 5-a, deoarece acolo se începe școala la 4 ani și, de fapt, la 5. Pe mine m-au dat părinții mai devreme, eu m-am fost de la 4 ani și eu, practic, în România am repetat clasa 5-a ca să nu merg direct în a 6-a, eram cu un an mai mică decât ceilalți. Și în Irlanda am prins și clasa 5-a, te gândești că probabil na, clasa 5-a e primul an cumva de gimnaziu, e ceva important, materii noi, diriginte, nu, acolo a fost complet diferit. Acolo partea de gimnazială înseamnă clasa 0 până în clasa 6-a și eu în a 5-a încă aveam învățătoare și acolo ce aș putea spune că e diferit față de materiile de aici. N-am avut biologie, n-am avut geografie, cumva erau mai multe lucruri care se bazau pe cultură generală și antreprenoriat. Noi aveam oră de antreprenoriat, de business și eram mai mult focusat pe chestia asta, pe știi, să înveți cumva lucruri mai, poate, pentru unii mai important, pentru alții poate mai puțin important, depinde de fiecare, că de obicei mulți consideră că e mai important să înveți la școală ceea ce ți se oferă decât din afară, ce putem învăța din propria școală, cum ar veni. Sigur. Ca materii, care sunt materiile tale preferate? E un paradox, când am fost mică, nu îmi plăcea deloc matematica. De fapt, mie nu prea îmi plăcea la școală, nu știu. Nu îmi găseam pacea la școală. Mi se părea așa de... cum să zic? Parcă nu mă stârnea nimic. N-aveam nicio activitate constantă, precum avem și aici. Aici poate e uneori copleșitor, dat fiindcă avem un orar care poate e... să funcționeze așa ca un robot. Dar... acum, de când sunt în România și văd cum sunt lucrurile și le pot compara corect, aș putea spune că pentru mine matematica s-a schimbat matematica. Așa peste noapte, da. Mai ales de când ești la meditații, de când am fost. Și am înțeles că îți place și să desenezi. Da, îmi place să desenez, îmi place matematica, algebra, geometria. Toate astea duc într-o zonă, poate spre viitor, spre arhitectură, da, din câte înțeleg. Da, ăsta este visul meu. Încă din clasa 6 m-am tot gândit că ăsta poate ar fi, nu știu, un drum al meu, o carieră poate de viitor, dar fiind că îmi place să desenez și schițez diverse clădiri și case și tot ce mai, poduri chiar, și îmi place să calculez și să lucrez cu cifre, poate că asta ar fi alegerea corectă pentru mine. Acum, nu știu, poate mă mai schimb pe viitor. Sigur, mai e timp. Și din câte am înțeles, ai dorit la o facultate, la o universitate, care, din câte văd, chiar și pe bluza ta, ți-o dorești destul de mult, am înțeles. Am înțeles că chiar... Da, e ceva... curiozitatea asta pentru Harvard a început de când m-am uitat anul trecut, în toamnă, la Gilmore Girls. A fost ceva inspirat de Rory și de atunci cumva îs tot mai curioasă și tot mai impresionată de facultatea Harvard. De până atunci nu prea am avut, cumva mai mult eram focusată pe liceu, pe învățat, dar acum, fiind clasa 8-a, liceul urmează mâine, poi mâine, zic, bine. Și Harvard-ul e pe primul loc. Am înțeles. Cum e viața ta socială? Cât de greu ți-a fost să faci prieteni? Că mă gândesc că a fost destul de greu. Și cum a fost mediul pentru tine? Adică ai întâmpinat situații nefavorabile, bullying, când ai venit în țară și totodată repetând
anul pentru tine, dar fiind un elev nou care probabil nu vorbea foarte corect limba română, copiii, cum, colegii tăi, cum se raportau asupra ta? Mereu cumva am fost o fire sociabilă și mi-am găsit mereu prieteni, că nu, adică pentru mine a fost mereu ușor să interacționez cu alți copii de vârsta mea, chiar și mai mari. Nu pot să zic că am avut vreodată vreo anumită reținere. La început a fost mai greu pentru că eu, învățând limba română, mai făceam din când în când câte un dezacord și asta mă costa, nu la școală, dar în timpul liber. Mai făceau așa copiii câte o glumă sau ceva, dar nu prea puneam sufletul, că mai râdeam și eu cu ei ca să nu pară cumva că e așa. Dar cu timpul cumva am înțeles și eu umorul lor și, cum să zic, ironia lor e mult mai diferit față de cu ce am fost eu obișnuită. Aici copiii sunt, cum să zic, mult mai direcți și au altă bucurie, alt sens de distracție. Și cu ce erai obișnuită înainte? În Irlanda și pur și simplu cred că copiii și oamenii în general în afara României cred că mult mai obișnuit să pună preț pe starea de bine a celuilalt om. Știu că de multe ori ni se repeta că libertatea ta se oprește atunci când încalci libertatea altuia. Da. Și atunci cumva eram mereu bine și eram legat și așa strânși ca o comunitate și largul nostru de copii era divers. Noi am avut în clasă copii de peste tot din lume. Am avut și români și italieni și japonezi și orice, dar nu irlandezi. Și atunci cumva ne-am găsit pacea și ne-am împrietenit noi, că eram cumva toți de la zero. Da, și asta a fost așa cumva... Îți lipsește asta? Nu prea. Pentru mine, fiind de mică, zic că sunt fată românească, a fost ușoară transformarea asta, pentru că eu venind aici an de an, mi-am găsit ușor prieteni, am și prietene de când eram mică, prietene de familie și prietene de când eram eu un pic mai spre adolescență. Și acum pot să zic că mi-am legat alte prietenii, poate un pic mai valoroase, aș putea spune, dar n-aș putea să spun că îmi lipsește neapărat, că încă mai țin legătura cu prietenii mei din Irlanda, dar, cum să zic, fiecare cumva are un alt cel și ne-am îndreptat cumva fiecare spre alte obiective, alte drumuri. Sigur. Profesorii, cum ți se par profesorii în România? Este o diferență mare între profesorii din Irlanda și cei de aici? Da. Caracterial și nu doar, adică și cum predau, modul de a preda? Eu n-aș putea, cum să zic, să satisfac, poate să răspund în așa fel încât să satisfac, poate, pretențiile unor altor oameni, pentru că știu că mulți, de foarte multe ori, oamenii tind să compare România cu alte țări și să folosească mereu la negativ și să vadă că poate nu e așa de bine ca la noi și la noi poate nu e așa de bine ca la alții. Foarte des se face comparația asta. Exact, și pentru mine mi se pare așa, poate, nu cea mai bună alegere, pentru că eu pot să compar destul de corect. Și în legătura cu profesorii, la început mi se părea că era foarte wow cum noi am avut învățătoare și așa se face în Irlanda până pe la vârsta de 12-13 ani, ai învățătoare. Și după, la secondary school sau cum ar fi la noi liceu, sunt mai mulți profesori. Aici am întâlnit de adesea ori că profesorii sunt de obicei... caută mereu să facă glume cu copiii și caută să aibă relații și în afara școlii. Ceea ce în Irlanda nu era neapărat permis, dar nu prea puteai să comunici așa de bine în afara școlii. Era totul strict la învățătură. Aici mi se pare că ești mult mai liber, poți să conversezi mult mai bine cu un profesor, poți să râzi cu ei în pauză, e mult mai ok, mi se pare. Ce frumos!
Ca activități extracurriculare, cu ce te ocupi? Ce îți place să faci în timpul liber? În timpul liber merg la mansarda, la centrul de voluntariat la mansarda. Îmi place foarte mult să fiu voluntară, să particip la acțiuni comunitare. Am descoperit acum nu de mult că îmi place să și olăresc, să pictez. Ce frumos! Da, toate astea le-am, cum să zic, le-am descoperit la mansarda și pot să zic că acolo e o libertate unică, pentru că acolo sunt multe activități care îți stârnesc curiozitatea de a afla cât mai multe și pleci de acolo gândindu-te ce e macrame sau ce e, cum poți să evoluezi mai bine. Că la mansarda, fiind voluntară și participând acolo destul de des, avem invitații și putem participa mai departe în alte acțiuni cu alți invitați. De exemplu, am avut acum nu de mult Oana Opincă, care e printre singurii meșteșugari, da, care se mai ocupă cu olărit autentic. Și ea a venit la noi la mansarda și ne-a învățat și a fost ceva deosebit. Ce frumos! Și îți place să olărești și să faci macrame, mă gândesc. Da, am învățat, nu știu încă așa de bine, dar... Dar înveți, da. Ești în procesul de... De învățare. De învățare. Și alte activități? Până să intru în a opta, am făcut volei de performanță. Wow! Da, sunt și la clubul sportiv la Ski, la Adelin Preda. Asta facem numai iarna, fiind da, sport de iarnă, da. De mică fac sporturi, diverse sporturi. Mi-am tot schimbat eu pe parcurs, am făcut și tenis, și bazin, și mai multe lucruri, dar intrând în clasa 8-a și mai ales de când am venit în România, nu prea mi-am găsit timp să le fac chiar pe toate, și voluntariat, și la revista școlii sunt, și la excelență la mate. Sunt mai multe lucruri care la un moment dat tragi linie și zici că nu mai pot și trebuie să renunți la oricum, ceva. Oricum, faci foarte multe lucruri. Da. Și în ceea ce privește revista școlii, ce faci mai... adică, ce conține revista școlii? Revista școlii este realizat de doamna Ardelianu, care caută copii care au așa o anumită pasiune față de lectură și de scriere în general, viitori jurnaliști, cum ne adresăm noi. În revistele noastre, practic, ele cuprind diverse articole care te informează despre domenii, de exemplu, nu știu, avem și articol sportiv și articol științific și mai multe lucruri care poate, nu știu, poate îți devin curios și e un lucru divers. Acolo, practic, îți găsești libertatea să scrii despre ce îți pică bine, despre ce îți cauți tu inspirația și motivație și noi, practic, ce facem mai departe, doamna preia toate articolele astea scrise de toți sau câțiva copii din școală care sunt doritori și nominalizăm toate articolele astea, le mai scurtăm, le mai modificăm, așa, și devine o rubrică și mai multe rubrici formează o revistă. Și tu te ocupi doar de o anumită rubrică? Adică ești pe sport, pe... Divers. Deci fiecare face cam de toate. Da, avem, de exemplu, copii care participă numai așa ocazional, când mai au câte un concurs la gimnastică sau la bazin sau la ceva. Eu cu încă câțiva copii facem parte din redacție. Noi, practic, scriem, sunt copii care sunt speciali pe partea de istorie, alții suntem diversi, alții pe numai sport. Eu pot să spun că scriu mai mult despre ceea ce fac eu și unde particip eu mai mult. Practic, unde am eu anumite trăiri, că n-aș putea să mă documentez de undeva fără să știu eu exact cum e. Sigur. Da.
Am auzit că îți place să citești. Da. Și am înțeles că îți plac cărțile a cărei acțiune, a căror acțiune se petrece în perioada celui de-al doilea război mondial. Da, într-adevăr, asta mă pasionează. Asta este o lectură care, cum să zic, am descoperit-o poate acum 2 ani când am avut varicelă și a trebuit să stau acasă aproape 3 săptămâni. Nu prea am avut ce să fac și n-am avut niciodată curiozitatea asta de lectură anume. Mereu mi-a plăcut să citesc, dar nu îmi găseam tot timpul timpul. Și stând acasă cu varicelă, zic ce altceva să fac decât să citesc. Și am găsit, avem acasă în sufragerie o bibliotecă și în bibliotecă am găsit o categorie de cărți care sunt dedicată celui de-al doilea război mondial. Și am început să citesc despre Adolf Hitler, după mi-am comandat eu mai multe cărți și practic de atunci am început să citesc despre povești. Unele sunt inventate, sunt ficționale, nu sunt chiar bazate pe fapte reale, dar baza și ideea în sine tot despre asta, e numai că personajele sunt inventate. Și ce te atrage la subiectul ăsta în mod deosebit? Nu știu să explic, asta e ceva, cumva nu prea am mai găsit alți copii de vârsta mea, un pic mai mari, care sunt poate pasionați de cărți de genul acesta. Mie îmi place și istoria foarte mult, aș putea să spun că istoria e poate pe al doilea loc după matematică. Nu știu, citind și informându-mă, am poate realizat că îmi place foarte mult să citesc despre istoria ce s-a întâmplat poate acum nu foarte de mult timp, ceva poate destul de recent. E ceva care aș putea spune că mă atrage. Dacă ar fi să schimb ceva la orașul tău, la Reșița, ce-ai schimba? Asta este o întrebare foarte dificilă, nu știu cum. Eu am venit în România special pentru că Reșița mi-a fost cumva, eu m-am regăsit aici. Reșița este casa mea, e visul meu cumva. Nu cred că aș vrea să schimb nimic pentru că eu am venit în România cu imaginea că România este Reșița mea, cumva așa e. Și dacă aș schimba ceva la Reșița, cumva poate ar strica imaginea mea de copil mic. Deci n-aș face așa ceva. Și dacă ar fi să adaugi ceva? Ar fi ceva? Poate nu neapărat. Poate mentalitatea unora care nu apreciază neapărat mediul lor înconjurător. Mie mi se pare ceva cu totul și cu totul minunat și fabulos așa să ai, tu nu ești de aici și ai văzut că noi avem natură, da. Noi suntem înconjurați de munți, de păduri și de lacuri și de tot felul de lucruri din astea minunate. Mi se pare păcat să schimb ceva, să modifici. Merg foarte mult pe partea asta, să nu modernizăm foarte mult, să nu așa, pentru că eu vin dintr-un oraș mare, din Dublin, și nu sunt obișnuită cu clădiri, cu mall-uri, cu chestii, dar mi se pare că strică farmecul unui oraș. Și mi se pare că dacă am adăuga, nu știu, o clădire sau ceva, nu ar înfrumusețea cu nimic, poate, ba din contră, ar strica. Ar umbri. Exact. Multe lucruri. Îți place natura, din câte observ, da. Îți place să mergi în drumeții, am văzut că poți merge în drumeții în zonă. Îmi place să merg în drumeții, îmi place să merg cu bicicleta, particip destul de mult în comunități din oraș și îmi place să descoper și ce se întâmplă în natură, pentru că aici mi se pare că ai ceva de descoperit în fiecare zi și nu poți să ratezi așa un peisaj. Eu locuiesc și în pădure. Cartierul în care eu locuiesc e înconjurat de munți și de la mine din curte, când ieși, ai așa o priveliște de față de oraș, că e efectiv deasupra orașului și ai așa o priveliște frumoasă și e și un traseu, un drum în pădure și mi se pare așa o chestie faină de relaxare și... Ce frumos! Da. Și toate activitățile pe care tu le faci,
le faci individual în mare parte și vin din tine și... Dar ai observat cumva că faptul că faci atât de multe lucruri îi fac pe prietenii, colegii tăi să participe și ei sau tu, la rândul tău, ai fost inspirată de colegii tăi sau prietenii tăi să faceți mai multe lucruri. Ideea de comunitate, cumva. Ți se pare că vă inspirați unul pe altul? Îmi place să particip mai departe în acțiuni, dacă tot vorbim despre natură, cu prietenii mei și cu colegii mei, dar în cea mai mare parte eu le fac cu bunica mea, cu părinții mei, dar cel mai mult cu bunica mea, că e așa o chestie, nimeni nu se gândește că face așa lucruri mișto, dar bunica mea chiar așa face și merge cu bicicleta și ea mi-a stârnit curiozitatea asta pentru ciclism și pentru mișcare și activitate în natură. Pot să zic că datorită ei pot să ies afară și să nu stau tot timpul în casă. Poate că ideea în sine sau vorba aia cum să ies afară, pentru mine are alt înțeles. Să ies afară nu înseamnă să mă duc în centru și să mă plimb de două ori. Să ies afară pentru mine e să descoper ceva nou și să mă bucur eu sufletește, că uneori după așa o zi lungă de școală mai ai nevoie de relaxare și poate nu-i totdeauna bine să te duci într-un mediu din ăsta unde poate e aglomerat. Da. Nu știu, eu îmi regăsesc libertatea și așa liniștea în natură. Mă bucur foarte tare că ne-am cunoscut, că am discutat și că telespectatorii noștri, telespectatorii în sine au putut să cunoască o parte din tine. Mulțumesc! Și mi-a făcut foarte mare plăcere să cunosc un tânăr atât de plin de viață și plin foarte multe activități, care trăiește prin activitățile pe care le face și care are visuri mărețe. Da, mulțumesc frumos! Și eu m-am bucurat că te-ai gândit la mine și a fost așa o experiență unică. Mă bucur foarte mult. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Am fost Valentina, gazda dumneavoastră, și Alexis.